Ce face omul când stă în trafic 2 ore pe 10 km, mai face un filmuleț de plictiseală. Dar nu chiar de plictiseală fac filmulețul ăsta de acum, ci pentru că am văzut în ultima perioadă pe YouTube, în ultima perioadă însemnând așa de vreo 2-3 ani, poate chiar mai bine, am văzut un curent cu niște unii de la oraș care s-au mutat la țară și care prezintă viața la țară ca fiind ceva foarte idilic. Dom'le, ceva nemai văzut de poveste, e întoarcerea la glie, e ceva minunat, cântă privighetoarea noaptea, dimineața te trezește o rândunică la geam, tu pleci voios pe câmpii pentru a munci pământul, astfel încât să ai roade. Se trăiește minunat. Viața la țară este idilică. Conceptul nu e nou. În trecut existau două tipuri de poeți. Unii care prezentau în poeziile lor, în operele lor, imaginea vieții la țară, așa cum am descris-o eu puțin mai devreme, și alții care aveau niște versuri după cum urmează. Sărutea Dumnezeu cel Sfânt, să vrem noi sânge, nu pământ. Și continua poetul. Astfel de poezii, în contrast, erau scrise cam în aceeași perioadă. Și un cititor care ar fi citit operele a doi astfel de poeți ar fi zis: bă, da, stai că nu mai înțeleg nimic, cum e viața la țară, până la urmă. Cântă privighetoarea dimineața, așa cum și noi mergem voioși la munca câmpului, nu e cacofonie, sau suntem rupți de oboseală și cu toate astea trebuie să ne trezim din pat pentru a merge la munca câmpului, altfel riscăm să murim de foame. Situația era foarte simplă. Dacă analizăm puțin biografia poeților, constatăm că ăla care căruia îi cânta dimineața privighetoarea și care se trezea vesel, nevoie mare, de fapt era un fiu de boier care mergea în inspecție la câmp, eventual în caleașcă, arunca așa o privire peste... era un fel de sadoveanu, arunca o privire peste muncitorii care trudeau cu sudoarea în barbă și sigur că lui se părea minunată viața la țară. Iar ăla care avea versurile despre care vorbeam eu puțin mai devreme, ăla era un fiu de țăran, amărât, înrocit și care abia își ducea zilele, dar cu talent, l-a scris. Astăzi e cam la fel, adică dacă mergem într-o comună autentică, nu din astea de pe lângă București, că pe aici nu mai e viață la țară, aici e un fel de suburbie rurală. Dacă mergem într-o comună din asta autentică și întrebăm niște oameni, îi găsim pe când ne oprim și îi întrebăm: ia zi, bade, cum e viața la țară? O să primim răspunsul ăla corect. Iar dacă întrebăm niște vlogări din ăștia cu multe vizualizări, vorba unei celebre clasice vizualizări, o să ne spună că în continuare privighetoarea cântă și da, privighetoarea chiar cântă în continuare pentru că e o pasăre răspândită pe teritoriul României. Ce vreau să spun cu această introducere, care poate că a plictisit pe unii, este că sigur putem să-i ascultăm pe vloggeri ăștia care spun că domnule au trăit în oraș, unii au fost corporatiști, alții au lucrat prin străinătate, dar s-au întors acasă și au cumpărat o căsuță la țară, 5 găini, 2 capre și un porc și de acum o duc minunat. Se uită alții la ei, fac pasul ăsta, ajung la țară și după un an sunt falimentar, muritor de foame și vând tot și se întorc din nou de unde au plecat, punându-și întrebarea: pe unde naiba am greșit, că ăla pe vlog spunea că totul va fi minunat și ăștia au constatat după o săptămână, două, nouă, că nu era minunat nimic. Viața la țară este foarte frumoasă. De asta ne-am și luat case la țară, de asta și alegem să trăim la țară, unii dintre noi. Dar cu o condiție. Condiție pe care bunicul meu mi-a spus-o încă de când eram copil. Văzând că îmi place viața la țară, el mi-a spus așa: bă, foarte bine, așa și trebuie. Cumpără-ți pământ, ia-ți o căsuță, că
creșteți animale, bucură-te de viața la țară. Dar, există un dar, să ai servicii, pentru că altfel mori de foame. Așadar, înainte să faci toate lucrurile astea, pune mâna pe carte, învață, găsește-ți un serviciu care să-ți asigure traiul de zi cu zi și abia ulterior cumpără-ți căsuța aia la țară și crește-ți tu animale și fă-ți damblale tale. S-au dus de mult, nu doar în România, în lume, s-au dus de mult vremurile în care, ce să-ți povestesc, reușeau unii să trăiască la țară de pe urma animalelor. Da, de pe urma animalelor se poate trăi la țară în continuare și sunt foarte mulți oameni în România încă reușesc să trăiască în acest fel. Dar mergeți și întrebați cum, câte animale au și cum reușesc să trăiască. Pentru că ideea de a face un astfel de vlog mi-a venit acum ceva vreme, când ascultam ce spune o doamnă care, mutată fiind de la oraș la țară, mă rog, întoarsă de pe plaiuri occidentale, reîntoarsă în patria mamă, s-a mutat la țară și ne spune doamna că ea de la 10 găini face o grămadă de bani, n-are nevoie de serviciu pentru că trăiește de pe urma a 10 capre și câte și mai câte. Astea sunt niște povești foarte frumoase, idilice, care dau bine pe internet, pentru că sunt foarte mulți oameni care n-au, locuiesc la bloc, lucrează în corporații, n-au nici măcar o palmă de pământ, au uitat când au fost cu adevărat ultima dată în natură, nu mai au bunici, nu mai au bunime la țară și atunci tânjesc. Ființa umană este o ființă care în adâncurile ei, în ciuda faptului că a fost urbanizată complet, în general, este o ființă care tânjește după natură, își dorește să stea în natură și atunci locurile astea cu viața la țară prind foarte, foarte bine. Și în felul ăsta, ăla care are vlogul atrage foarte mulți astfel de oameni care n-au nimic la țară și care stau și cască gura la el, transpunându-se cumva, și mai știu la țună pe unul care merge pe contrasens, transpunându-se cumva în acea lume. Și cu ochii minții încercând să trăiască și el la țară, deși el trăiește în apartament, e undeva cu canapea, se uită la vlogul ăsta pe televizorul lui în sfragerie, eventual mănâncă niște înghețată sau niște chipsuri. Deci n-are nicio legătură cu viața la țară, dar prin intermediul acestor vloguri se transpune și el cumva în această lume. Minunat, doar că fals. O gospodărie țărănească românească în mod normal, în mod normal, are 10-20 de găini. Eu mă refer aici în zona de deal și munte. La câmpie pot avea mai multe animale, pentru că fiind în zona unde se cultivă cereale, spre exemplu, pot avea păsări mai multe. Regula era că la câmpie, spre exemplu, oamenii au multe păsări de curte, da? Găini, rațe, curci, biblici, etc., gâște. Cu cât urci în altitudine, păsările de curte sunt din ce în ce mai puține. Adică la deal ai un număr mai mediu, iar la munte ai un număr mai mic. De aici și noțiunea de găinușe de munte. Știți că la munte se creșteau găinușele acelea pitici. De ce? Pitice. Pentru că la munte nu cultivi cereale, trebuie să cumperi. Și atunci oamenii la câmpie care cultivau aveau cerealele lor, aveau foarte multe cereale și își permiteau să țină animale câte doreau, câte păsări de curte doreau. În zona de deal, unde și acolo se cultivă cât de cât, iarăși oamenii aveau un număr mediu, spre deosebire de cei de la câmpie, dar la munte aveau un număr mic. Pentru că nu își permiteau să cumpere cereale pentru a ține zeci și zeci de păsări de curte. Și atunci, în zona de munte, oamenii aveau 5, 6, 7, 10 găini, dacă aveau și 2-3 curci, dacă aveau 2-3 rațe, o pereche de gâște, cam astea erau păsările lor. Iarăși, porci n-aveau foarte mulți. Oamenii de la câmpie creșteau mai mulți, oamenii de la deal mai puțini și oamenii de la munte și mai puțini și creșteau porcul de Crăciun. În schimb, în ceea ce privește animalele erbivore, raportul se schimba. La deal și munte erau că se creșteau și se cresc în continuare mai multe animale erbivore, turme și cirezi, faci, oi și capre. De ce? Pentru că fânul de la munte este mult mai bun. Din fânul de munte, de deal și munte, ai lapte mai bun. Nu neapărat mai mult, mai bun, atenție. E mare diferență între lapte mult și lapte bun. Poți avea animale care hrănite la câmp să-ți dea lapte mult, dar de slabă calitate și să faci brânză puțină. Și poți avea animale care
același număr dus la deal și la munte, hrăite pe un anumit tip de pășune, cu un anumit tip de iarbă, să-ți dea lapte bun, gras, din care să scoți mai puțin, dar bun, din care să scoți mai multă brânză. Iată ce căprior frumos văd aici, pe drumul spre Corbea, ca minunat, mergea pe lângă cultura de grâu. Bun. Revenind la ceea ce spuneam. Într-o gospodărie, deci aveau câteva păsări, aveau un cal, doi, aveau o vacă, două, cinci, depinde de zonă, repet, la munte mai multe, spre câmpie mai puține, un număr de oi și capre. Într-o gospodărie țărănească în care, să zicem că ai 10 găini, un porc, o vacă, 5 capre și un cal, nu poți să supraviețuiești. Lăsați la o parte vlogurile astea, lăsați la o parte poveștile astea, lăsați la o parte poezia cu privighetoarea care cântă dimineața și te trezește pentru a te ia să mergi la munca câmpului. Într-o gospodărie la țară, în care ai 20 de păsări, nu zic 10, 20 de păsări de curte, 2 porci, 10 capre, o vacă, un cal, nu poți să supraviețuiești. Dacă nu ai salariu, deci dacă nu te duci la serviciu, astfel încât lună de lună, la finalul lunii, să-ți vină, să-ți intre pe care sau să primești cash, asta e mai puțin important, o sumă de bani, salariu, din care să te întreții pe tine, familia și animalele, nu poți să supraviețuiești. Animalele acelea nu vor face altceva decât să eventual să mai rotunjească puțin veniturile. Dar sub nicio formă poți ajunge, dacă ești bea deștept, la un moment dat, cu greutate, cu mare greutate, poți ajunge ca animalele să se întrețină singure, astfel încât să nu mai ai și povara lor. Și salariul să-l folosești doar pentru membrii familiei. Dar în rare cazuri, altfel ești muritor de foame. Povestea cu am 20 de capre și ele mă întrețin, este o poveste extrem de frumoasă, care poate să prindă foarte bine la public, dar care este total neadevărată. Dacă te gândești să trăiești de pe urma unor capre, vorbim de la 100 în sus, pentru a încerca să obții o producție de lapte, de brânză, da? Rotunjită cu iezii vânduți de Paști, astfel încât să încerci să trăiești de pe urma lor, cu condiția să ai pășunea ta și cu condiția să le păzești tu. Pentru că dacă ai 100 de capre, cumperi ierburi și fân și mai angajezi și cioban după ele, s-a terminat. Ești falimentar. Iarăși zice, păi nu domnule, dar te raportezi la 100 de capre carpatine. Păi dacă ar fi 100 de zană sau 100 de murciano sau 100 de alpină sau 100 de anglo-nubiană, păi ar fi o producție fantastică și ai duce-o minunat. Ai avea chiar, ai începe să duci o viață de lux. Povești. De ce? Pentru că 100 de carpatine le iernezi prin pădure. Dacă nu este o iarnă grea, la muguri. 100 de anglo-nubiene le iernezi în grajdi, cu baloți de lucernă. 100 de carpatine le scoți la ghindă și la jir și mănâncă până fac burțile precum căpușele. 100 de alpine franceze sau de nobilă germană sau de zanăr stau în grajdi și consumă furaj pe care îl pui în iesle, care înseamnă bani. Ghinda e gratuită și jirul și mugul. Da? Iarăși referitor la vaci. Eram odată la o expoziție de vaci și vine o doamnă, un cuplu, așa foarte frumos îmbrăcat și probabil niște pensionari din ăștia de lux care se gândeau ei să se mute la țară și vroiau să-și ia și ceva animale. Și doamna zice, ia uite ceva frumoase și ia uite ce ugere mare au, ar trebui să ne luăm și noi, îi spunea doamna domnul. Și se referea la Jersey. Jersey este o văcuță micuță, pentru cei care nu știu, o rasă americană, o văcuță micuță foarte frumoasă, mie îmi place foarte mult rasa Jersey. E o vacă galbenă, cu sprâncenele bine conturate, negre, foarte goală, așa, impresia că n-are carne pe ea, e numai ugerul de ea. Și expresia are niște ochi mari, un bot mic, un cap mic. Deci e o vacă foarte frumoasă. Și persoana respectivă care avea vacile respective îi spune, doamnă, da, Jersey este o vacă foarte, foarte bună de lapte. Foarte bună de lapte. Dar mare, mare atenție. Deci mare, mare atenție. De ce?
Pentru că la jersey toată ziua stai și bagi în ea. Deci toată ziua stai și îi pui în față. Altfel, dacă nu îi pui în față, nu vei avea producția aia de lapte pe care o visezi tu. Da? Deci stai și îi pui în față. Nu e ca la vaca noastră de munte pe care o dai vara la munte. S-a făcut primăvara, ai dat-o la cioban și stă în munte și o bate vântul și ploaia. Și cu toate astea dă și lapte gras și bun. După care o aduci toamna acasă și o duci în grădini. După care o iernesc cu fânul pe care l-ai cosit. Nu merge așa. Pentru că dacă ai făcut treaba asta cu un jersey, ai terminat-o. Aia stă la graici și îi dai un anumit tip de furaj tot timpul anului. Da? Iarăși, referitor la tot pe un vlog, vorbea o doamnă, făcea un calcul. Doamne, de la 10 găini, ce mulți bani face ea? Pentru că 10 găini vor produce câte 8 ouă pe zi, 8 ouă pe zi vândute cu câte, nu mai știu cât zicea, un leu și ceva, înseamnă nu știu câți lei pe zi, mulți cu 30 de zile, mulți cu nu știu ce. Băi, fraților, astea sunt povești pentru ăștia care cresc găini pe calculator. Știți că sunt jocurile pe calculator unde tu ai o fermă și crești găini câte vrei. Pentru ăia merge calculul ăsta. Pentru noi ăștia care avem păsări la țară, în curte, știm că ăla e un calcul fantezist. 10 găini îți pot face între 0 ouă și 10 ouă pe zi. Depinde de perioada anului, depinde de vârsta păsărilor, depinde de condițiile de întreținere, adăpost, furaj, depinde de foarte multe lucruri. Așadar, este foarte posibil ca de la 10 găini în medie să iei 4 ouă pe săptămână. În medie mă refer. Da? 4 ouă pe zi, scuze. 4 ouă pe zi, am zis o prostie. Deși se poate întâmpla să iei și 4 ouă pe săptămână, că dacă te-a prins iarna, la revedere, a încetat ouatul. Dacă nu sunt puicuțe. Deci, cu 4 ouă pe zi vândute, n-ai făcut nimic. Pentru că nu știu dacă, cum e pe la voi, dar pe la noi e 1,50 lei, 1,60 lei, 2 lei kilogramul de grâu și de porumb. Faceți o socoteală. Da? Kilogram. Deci, eu mă minunesc când ascult vlogurile astea și ascult pe unii ce sfaturi dau ei și cum consideră ei că se poate trăi la țară așa minunat cu 10 capre și 20 de găini. Eu vlogul ăsta nu l-am făcut pentru cei care trăiesc la țară, că ei știu foarte bine cu ce se confruntă omul pe la țară. Vlogul ăsta l-am făcut pentru cei care stau acasă cu popcorn în brațe, se uită la YouTube și se gândesc ei așa, bă, cred că aș putea să fac și eu treaba asta. Nu mai vorbesc de o altă chestiune. În momentul în care te bazezi exclusiv pe animale pentru a trăi, da, repet, pe număr real de animale, adică dacă vrei să trăiești crescând găini, atunci trebuie să ai 1000 de găini. Deci dacă tu vrei să trăiești familia, vrei să-ți întreții familia crescând găini, atunci trebuie să-ți faci o mini-fermă cu 1000 de găini și nu vor fi găini de țară, ci vor fi hibrizi comercial de ouă, adică Isa Brown sau Lochman Brown, crescuți într-un anumit sistem de creștere pentru a avea o producție de ouă constantă pe tot timpul anului. Da? Dacă vrei să crești din oi, spre exemplu, trebuie să ai de la 150 în sus, în condițiile care am spus eu, adică să-ți poți face singur furajul, să le poți, dacă e iarna blândă, să le iernezi pe afară, să le păzești tu, sigur, dacă ai 150, că dacă ai 400, 500, 600, atunci începi să-ți poți, dar atenție, 400, 500, 600, nu 20, cât zicea doamna, poți să-ți angajezi cioban, deja lucrurile sunt un pic altfel. Sau vaci, știu eu, măcar 20 de vaci, vaci, atenție. Vaci însemnă nu din alea, că mai sunt unele vaci care au 2 litri de lapte la mânsoare, alea sunt vaci, alea sunt vaci cu ugeri de capră. Sau la porci, nu merge să ai o scroafă, o dai la montă de 2 ori pe an și trăiești din vânzarea de purcei, că asta e o poveste. Scroafa aia poate să facă un purcel sau poate să facă 11 purcei, într-un an merg purcei mai bine, altul mai prost și oricum câți bani să iei tu pe niște purcei ca să nu o să poți trăi niciodată. Deci în momentul în care ai ajuns să trăiești din animale, adică n-ai serviciu, tu trăiești exclusiv din animale, repet, ai 150-200 de oi, sau ai 150-200 de capre, sau ai 20-30 de vaci, sau ai 500 de găini, sau ai o fermă de porci de, nu știu, câteva zeci de capete minim, scroafe mame, sau știu eu ce ai, 200 de purcei tineret într-o îngrășare. Nu mai s-a terminat, nu mai ai concedii, ești legat de animalele 100%, sigur, e foarte frumos pentru cei care iubesc să crească animale, e minunat.
Dar te gândești și la ea de lângă tine, că poate soția, spre exemplu, nu e atât de mare iubitoare să stea în cizme și să rânească la porci. Da, sau poate copiii își doresc altceva. Deci viața la țară este minunată. Dar poveștile astea pe care le spun unii cu trăiți la țară din 20 de capre sunt doar niște, adică luați-le ca atare, sunt doar niște povești, nimic mai mult. Frumoase, așa, sunt exact precum capra cu trei iezi. Exact precum capra cu trei iezi. La final lupul moare și capra trăiește cu ieduțul mic sau nu. Acolo chiar e un pic, situația e un pic complicată, nu. Exact precum scufița roșie, când scufița roșie nu moare nimeni în afară de lupă, adică ați văzut că scufița roșie scapă nevătămată și ea și bunica și vânătorul și toată lumea. Doar lupul moare, lupul cel rău. Exact așa sunt poveștile astea. Nu poți să trăiești. Sfatul meu este pentru cei care vă gândiți să vă mutați la țară, mutați-vă la țară. E foarte frumos, luați-vă o căsuță, luați-vă o bucată de pământ, creșteți animale. Nu neapărat de la animale comune. Puteți să țineți pe lângă casă o căpriță, să vă dea niște lapte, e minunat. Faceți o grădină, un solar. Țineți o capră, două. Aveți lapte în casă, țineți câteva păsări, aveți carne și ouă. Puteți țineți chiar un purcel ca să vedeți cum este să mănânci carne de la un porc de al tău. Bă, dacă vă ține, puteți să țineți și o vacă și două, știu eu. Dar serviciu este de bază. Da, bunicul meu, slavă Domnului, acum are 90 de ani, să-l țin Dumnezeu sănătos, 100, până la 100 cel puțin. A trăit la țară toată viața. A avut animale, vaci, capre, oi, porci, păsări. Dar bunicul meu a avut și serviciu. Bunicul meu acum este pensionar, adică trece luna, vine pensia. Da. Altfel, dacă vă gândiți că renunțați la tot ce aveți, vindeți un apartament în București sau știu eu ce, pe unde aveți, vă mutați la țară, luați un petec de pământ și, așa cum spunea doamna, luați 20 de capre și gata, v-ați asigura viitorul, voi și la țeamă, fraților.